La Antena 1 pleacă sub deviza joi vin, adică Lia, soția soțului meu, în această seară și mâine camera 609, lasă-mă, îmi place. Parte din distribuție pe canapeaua de la Neața, cum v-am obișnuit, Matei Negrescu, Anda Sârbei, Maria Țepușe și Cristian Neacșu, în dezordine ordinii de pe tricouri. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Bună dimineața. Sunteți foarte pe negru, așa, numai tu ești arhitect, nu? Da, am alb pe interior, foarte alb. Da, da, da. Și alte culori. Arată-le colegilor actori cum trebuie să fie, cum trebuie să pari un arhitect, îmbraci negru, nu? Nu zâmbești niciodată? Ba da, ba și da. Și ești veșnic nemulțumit, nu? Veșnic nemulțumit, da. Da? Foarte serios. Da, aha, sigur. Că chiar te caracterizează, Matei. Da. Ești? Da. Cum merge serialul? Cum merge gașca? Cum merg prieteniile? Prieteniile merg foarte bine. Păi adică, da, că tu de câte ori ai venit aici, mi se pare că ți-ai făcut... de fel. Tu ai venit aici să-ți faci prieteni, nu cred că ai venit aici da. Pentru altceva. Păi nu prea am și dacă tot am venit, da. Ok. Așa să... I-am pe ei. Păi ce? Da, nu. Am văzut că ați intrat și în trendul de TikTok-ul, sunt actor de... Da. De televiziune, normal că... A, da, 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 da. Și în loc să vă faceți treaba, ați făcut TikTok-uri, dar serialul merge bine, da, vinerea la... Da, putem să facem și asta. Se întâmplă ceva, ne mai pomenim mâine? Păi, îți iau ceva de spus. Da, avem o beție. A, am crezut că un moment romantic de beție, mi se părea că v-ați dus în incluziunea asta. Da, nu, atunci ne-am gândit noi să facem un pic comic momentul. Am improvizat un pic. Trebuia să cântăm ceva. Așa am găsit și? Pe moment. Nu știu dacă puteți să spune. Am făcut și un dans, dar versurile nu sunt importante, dar până la urmă ce a ieșit, produsul final este foarte... Energia, contează da. Energia. Da. Se spune de obicei că comedianții, oamenii care joacă comedie în timpul liber sunt destul de tristuți. E valabil și la voi, Anda? Pe mine mă întreb, eu am mai puțină comedie în serial, eu sunt puțin mai relaxată din punctul ăsta de vedere. Un pic mai puțin nebună. E ok pentru o femeie însărcinată. Adică, asta da. Dar voi să spuneți, voi cu comedia din partea asta. Eu? Cred că e vorba de situație, adică tu nici nu ai situații în care să fii comică. Păi adică, da, asta zic, eu nu am foarte multe situații de comedie. Pentru noi e mai simplu. Așa că predau microfonul. Pentru voi e mai simplu? Da, pentru că așa e scris scenariul, în așa fel încât noi ne găsim în situația în care putem să facem haz de necaz, avem tot felul de momente în care autoironia intră în joc sau momentele în care ne regăsim sunt unele comice și atunci e simplu pentru noi să... Vă implicați în partea de scenariu, adică mai... Cereți o replică? Mai vreți o acțiune? Mai cerem câte o replică din când în când. Și vi se dă? Ni se dă ocazia, cerem voie, încercăm la repetiții și dacă funcționează, atunci pe mine mă tentează tot timpul să mai schimb câte ceva. Scuze, Bianca, și Bianca e scenarist. Da. Scenaristul din tine. Da. Ceva din mine vrea să mai improvizez. A, deci e o femeie scenarist? Da. Atunci, na, e, că ele n-au zis nimic, ai observat că la ele nu se schimbă o virgulă. Așa am scris, așa am joci, dragă. Vi s-a schimbat viața de când apăreți în camera 609? Acum e liber la plimbări, așa, pe stradă sau la cafea? Fenea. Suntem mai ocupați. Da, și ne place chestia asta. Vorbesc din prisma publicului și fanilor. Da, s-au schimbat niște lucruri, adică cred că pentru toți, nu? Adică ne primiți poze de ochiate ca să o frumoasă. Asta nu, să știi. Feedback-ul general pozitiv. N-am auzit decât de bine și ne bucurăm pentru serial că există și mulțumim frumos și sunt foarte mulțumiri. E foarte drăguț, adică oamenii vin foarte bucuroși la... Cel puțin la mine au venit pe stradă, m-au luat direct în brațe, adică veneau și... Da, mai ales copii. Tu, direct, m-au luat în brațe și eram așa... Deci aveți succes, mai ales la copii. La teatru, adică e ciudat faptul că... În aceleași spectacole... Intri, da. Au zis, n-am totuși că... În spectacolele de la teatru mi se întâmplă că au început să vină mai mulți oameni. Corect. Da, și au început să se bucure efectiv de cultură, tocmai prin prisma faptului că mă deci văd la televizor. Da. Corect. Avem aici un grup de fani, reprezintă fan club, știi că înainte erau fan cluburi și se scriau actorilor din telenovele, se scriau scrisori, se trimiteau postere. Avem fan clubul de la Dragomireș Vale, da? Apropo de spectacole și succes, aș vrea să le întreb pe fete ce ar face dacă într-o noapte s-ar trezi cu mine, cu băiat așa, în sufragerie. Cum ar reacționa? Având în vedere că joacă și la camera 69. 609. Așa. Dai să... Dar de ce te-ai descălțat, tipule? Așa e el. Așa e rolul. Ca, așa e el cuceritor. Că nici eu nu știu cum reacționează dacă...
îl dau și pe la altul jos sau dacă... Aici haideți să vedem, dar să răspundă fetele, da? Fetele, să da? Răspundă pe șleau, ca lumea, nu o săriți repede. Maria. Pentru răspund. Eu am zis, eu sunt la poliție. Sunt la poliție. Las și cheile de la casă, te las acolo dacă vrei, dar eu am plecat. Deci, da, de ce? De ce? Plec, de mă ce? Duc în Dragomireș Vale, că de acolo sunt și eu. Să-i cauți pe fratele meu dacă e sunt. Ultima întrebare, Dani, te rog, concentrează-te. Eu aș vrea să pun o întrebare. Da? Și anume... Tu nu te descalzi, nu? Dacă Robert Tudor rămâne în dormitor și ele fug spre bucătărie, cu cine ar vrea să dea nas în nas în bucătărie? Așa. Din platou sau da, din... Da, normal. Păi, dar noi. Din toate persoanele celebre din lumea asta. Ah. În România. Aici avem și Ryan Gosling. Cine să fie salvatorul? Matthew McConaughey. Jason Momoa. Alright, sau eu știu ce plăcere aveți voi. Deci, ați fugit de Robert, dar ați vrea să vă salveze... Un luptător ca să îl trimit să facă, să-și facă treaba. Eu chiar nu știu. Dar ce-au mă cu video vă bucătății? Ia un nume, Florin Piersic Junior. Zii ceva. Nu, n-au... Na, spontaneitatea actorului nu e cine, chiar... Cine? Jacob Elordi. Ia uite. Cum? Cine este ăla? Ia caută repede să vă... Ai jucat într-un film care a ieșit acum recent, Salvă. În Euphoria e personajul. Aoleu. Trăieriști când mi-a zis, Robert, nu faci treaba aici. E ce trebuie. Mulțumim tare mult, Camera 609, lasă-mă, îmi place mâine la Antena 1. Tan, 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 tan. Dani,